Bună seara și bine ați revenit la emisiunea Cu și despre resurse umane. Astăzi discutăm despre mediere și despre implicațiile ei și o am alături de mine pe doamna Adriana Belu, lector universitar doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universității Spiru Haret din Craiova. Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să-mi spuneți când a apărut această instituție a medierii în România, care sunt implicațiile ei și concret pe cine ajută medierea? Oficial, în România, medierea apare în anul 2006. Vine de undeva din vestul Europei și din America, unde deja la nivelul anului 2006 reprezenta o modă, o variantă alternativă de soluționare a conflictelor. La noi, așa cum spuneam, apare în 2006, odată cu intrarea în vigoare a legii 192 pe 2006, care reglementează această profesie, respectiv această instituție, precum și profesia de mediator. Care ar fi implicațiile sale? Vine în sprijinul soluționării pe calea amiabilă de această dată a conflictelor apărute. Vine ca o soluție de degrevare a instanțelor de judecată și ca o modalitate prin care ambele părți sau părțile aflate în conflict înțeleg să-l soluționeze astfel încât ambele părți să fie mulțumite. În momentul de față, această lege, legea 192 de care ați vorbit dumneavoastră, oferă posibilitatea părților implicate într-un conflict să poată să medieze absolut orice tip de conflicte, să spunem? Există și excepții. Și avem aici, în primul rând, amenziile, procesele verbale de contravenție. Nu putem media cu statul sau cu instituțiile statului atunci când primim o amendă. Acestea ar fi excepțiile. Mai sunt și excepții de natură vamală, tot în ceea ce privesc amenziile contravenționale, însă în marea majoritate pot fi soluționate aproape toate tipurile de conflict. Înțeleg că este necesară medierea înainte de a intra, știu că în urmă cu câțiva ani era necesară această ședință de mediere înainte de a intra în procesele civile. Mai este aceasta o necesitate? Începând cu 1 august 2013, a fost obligatorie ședința de informare cu privire la avantajele medierii. Ce înseamnă acest lucru? Părțile, până a ajunge în instanță, erau obligate să se informeze, să se prezinte la un birou de mediator și să se informeze cu privire la avantajele medierii, cu privire la medierea ca variantă alternativă a soluționării conflictului. De cele mai multe ori însă doar se informau și ajungeau cu respectivul litigiu tot în instanță. A căpătat amploare începând cu 1 august 2013, întrucât a devenit obligatorie această ședință de informare cu privire la avantajele medierii. Să facem diferență între această ședință de informare și ședința de mediere. Însă a fost declarat neconstituțional acest articol din Codul Civil și în prezent nu mai este obligatorie această ședință de informare. Cu alte cuvinte, părțile care se află într-un litigiu se pot prezenta direct la instanța de judecată pentru soluționarea litigiului. Bineînțeles, dacă nu înțeleg, dar de comun acord, nemai fiind obligatorie, această ședință de informare. Dacă nu înțeleg, să treacă pe la mediator, se prezintă direct în instanță. Practic, mediatorul unde ne ajută în momentul de față pe actualul context al legii? Adică ce putem să facem? Să trecem pe la un mediator și apoi mai mergem în instanță? Să trecem pe la un mediator, să vedem care ar fi avantajele unei medieri, ce soluții ne oferă punerea față în fața a părților la masa negocierii și dacă nu ajungem la o concluzie, ne prezentăm în instanță, bineînțeles. Care este valoarea juridică a acordului de mediere în aceste condiții? În prezent, să presupunem că înțelegem, conflictul nu este de o asemenea amploare încât părțile să nu vorbească, să nu-și vorbească și să se prezinte direct în instanță. Să presupunem că acest conflict este într-o fază incipientă și că părțile de comun acord înțeleg să se prezinte la un mediator și înțeleg să treacă peste ședința de informare cu privire la avantajele medierii și să înceapă medierea propriu-zisă. Ce înseamnă medierea propriu-zisă? Părțile singure sau însoțite de avocați, în prezența mediatorului care este cel care mijlocește acest dialog, această negociere, pun
la masa negocierii avantajele și dezavantajele soluționării unui astfel de conflict apărut. În cazul în care înțeleg să încheie acordul de mediere, acest acord are, din punct de vedere juridic, valoarea unei un început de dovadă scrisă. Cu alte cuvinte, nu poate fi implementată juridic de sine stătător. Părțile, odată ce s-au înțeles, trebuie să implementeze acest acord de mediere la notar sau în instanță. Deci, practic, el singur nu ne ajută, ci trebuie să mai facem un pas imediat după mediere, să mergem, așa cum a spus dumneavoastră, în instanță sau la un notar. Dumneavoastră sunteți și avocat și mediator. Care ar fi recomandările în această situație în vederea rezolvării rapide a unui conflict? Adică ce le-ați recomanda oamenilor care nu se duc direct în instanță? Depinde de natura conflictului. Dacă apare un conflict ce poate fi soluționat în mod rapid, părțile au interesul să-l soluționeze în mod rapid, așa cum se întâmplă în partaje, fie că este vorba de partaje succesorale, fie că este vorba de partaje apărute în urma unei separări, în urma divorțului, este bine să treacă mai întâi pe la mediator. Mediatorul este cel care le facilitează acest dialog, le arată care sunt avantajele și dezavantajele soluționării unui astfel de partaj în instanță, care sunt costurile din punctul de vedere al taxelor de timbru, onorariile de avocat și al timpului pierdut, bineînțeles. Deci, practic, dacă merg la un mediator, nu mai depășesc această fază cu taxa de timbru, cu onorariile avocaților? Dacă merg la un mediator, am toate șansele, în condițiile în care mă prezint și sunt deschis negocierii, să plec cu un acord de mediere încheiat, care reprezintă dovada de voință a celor două părți. Am certitudinea că acest acord de mediere reprezintă voința mea și mă prezint cu el la notar, care îl îmbracă într-o formă juridică, va intra în circuitul civil și își va produce efecte juridice, scutesc taxe de instanță, taxele de timbru, scutesc onorariul de avocat, plătesc doar taxa către notar. Dacă înțeleg să mă duc în instanță cu acest acord de mediere, voi scuti o parte din taxa de timbru, voi scuti timp și am certitudinea că judecătorul, odată investit cu această cauză, îmi va pronunța, așa se numește, o hotărâre de expedient în care va transpune motamo conținutul acestui acord de mediere. Pentru că, în general, odată ajuns și în instanță, este aproape imposibil ca ambele părți să fie mulțumite de soluție. Ori, în urma acestui acord de mediere, ambele părți ajung la un numitor comun în privința avantajelor și dezavantajelor pe care îl transpun apoi. Există în momentul de față această meserie de mediator, așa cum ați spus dumneavoastră. Care sunt condițiile să devii mediator? Trebuie neapărat să ai, nu știu, studii juridice? Din păcate nu. Și o spun din păcate, deși sunt mediator și am spus-o de foarte multe ori cu riscul de a supăra pe foarte mulți mediatori. Punct de vedere, este punctul, este punctul de vedere, meu absolut. De vedere, bineînțeles. Sunt mediator, apăr această profesie, apăr breasla, însă consider că pentru a impune și avocat și atunci și avocat, bine care bineînțeles, însă consider că pentru a impune calitate în primul rând, această lege, și este opinia mea, 192/2006, ar fi trebuit să suporte unele modificări. Ea așa, în forma inițială, a permis tuturor absolvenților de studii superioare ca în urma prezentării la un formator, da, să facă un curs de mediator de circa 90 de ore, să susțină un examen și să devină mediator. Cu alte cuvinte, legea nu restricționează accesul la profesia de mediator decât dintr-un singur punct de vedere. Condiția este una singură și anume, cel care aspiră la o astfel de profesie să fie absolvent de studii superioare. De ce spun că nu îmbrățișez această formă a legii? Întrucât, în opinia mea, ar trebui ca mediatori să fie în primul rând absolvenții de studii juridice. Pentru că se întâmplă în practică să fiu absolvent de litere, e varianta cea mai bună, să fiu și mediator și să fiu pusă în fața faptului de a încheia un acord de mediere. Neavând studii juridice, este posibil ca acest acord de mediere, odată transpus, să nu-și poată produce efecte, întrucât, din punct de vedere juridic, nu este încheiat așa cum trebuie.
o să-mi spuneți, bine, dar părțile se pot prezenta la mediator însoțite de avocat. Da, dar nu e obligatoriu. Rămâne la latitudinea părților dacă înțeleg să fie asistate la mediator de un avocat sau nu. Și atunci, în opinia mea, am spus-o de multe ori, ar trebui ca mediatorii să fie în primul rând absolvenți de studii juridice. Pentru că până la urmă înțeleg că acel contract de mediere merge în instanță sau la un notar și instanța ia de el, chiar dacă este făcut într-o formă, să spunem, necorespunzătoare, nu? Mi s-a întâmplat în practică să ne prezentăm în instanță, eu de data aceasta în calitate de avocat, cu un acord de mediere într-un partaj care n-a putut fi transpus juridic. Judecătorul a luat act de acel acord, care practic reprezintă voința părților. Într-adevăr, acordul reprezintă voința părților grosomodo, însă părțile nu au de cele mai multe ori cunoștințe juridice. Ele spun, înțeleg să împartajez imobilul acesta sau suprafața aceasta de teren. Varianta, modalitatea însă, trebuie transpusă de o persoană calificată, de un absolvent de studii juridice. Pentru că altfel întâmpinăm probleme, vă iau ca exemplu acest caz, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, întâmpinăm probleme în a pune în practică un astfel de acord de mediere. Deci, practic, din punctul dumneavoastră de vedere, în momentul de față, medierea poate fi privită totuși ca o soluție principală pentru rezolvarea problemelor. Mă gândesc la partaj, nu știu, la divorțuri, la probleme de tipul acestora. Nu știu dacă acest tip de mediere merge, de exemplu, în procesele penale. Nu știu să vă spun. Merge și în procesele penale, pe latură civilă, acolo unde partea vătămată se constituie și parte civilă și înțelege să ceară daune de natură materială sau morală. Este bine ca până să ajungă în instanță să treacă pe la un mediator, pentru că ce face în primul rând mediatorul? Aplanează conflictul. Încearcă să aducă părțile la masa negocierii, să le ofere și altă variantă. Sunt de acord cu medierea ca variantă de soluționare a conflictului. Da. O susțin, o îmbrățișez, însă într-o formă cizelată, într-o formă șlefuită. Probabil din acest motiv legea aceasta a medierii la un moment dat, nu știu, n-a mai fost necesară, n-a mai fost medierea și au dat seama probabil că nu este foarte bine realizată în forma inițială. Legea 192 pe 2006 a suportat unele modificări prin legi ulterioare care au modificat-o parțial. Cea mai importantă modificare a fost aceea prin care, așa cum spuneam, apropo de absolvenții de studii juridice, le-a dat dreptul avocaților, juriștilor, judecătorilor, procurorilor, cei care profesează în acest mediu, să fie mediator de drept. Adică să fie și mediator și avocat sau judecător, fără a mai fi necesar acel curs? Fără a mai fi necesar acel curs, da. Poți să fii și avocat și mediator în același timp într-un proces? Nu poți fi. Deci, și de ce spun acest lucru? Mediatorul este un maestru în comunicare, trebuie să fie imparțial atunci când cele două părți se prezintă la el, pe când avocatul este un luptător, e pătimaș, e imparțial, ține cu clientul. Nu pot fi sau nu poate fi aceeași persoană și mediator și avocat în aceeași cauză. Dar avem posibilitatea să avem mai mulți mediatori în cazul unui conflict? Bineînțeles. Dacă acest conflict, să zicem, este între două multinaționale sau acest conflict este unul de muncă și este între un sindicat și un patronat, Dreptul să avem mediatori și în cazul unor conflicte de muncă? Avem dreptul să avem mediatori și în cazul unor conflicte de muncă și cred că este cel mai indicat în cazul conflictelor de muncă să stăm la masa negocierilor atunci când vorbim de persoane numeroase implicate în conflict. Conflictele de muncă prin definiție presupun mai multe părți, mai multe persoane implicate și atunci este bine să stăm la masa negocierilor, cel puțin în concedierile colective, să vedem care variantă este benefică atât pentru angajat cât și pentru angajator. Aș vrea să-mi spuneți cum se realizează concret această informare asupra medierii. Care este procedeul? Cum se întâmplă ea, de fapt? Trebuie să știe oameni, vin la mediator? Cum se întâmplă concret acest lucru? De obicei, cei care se prezintă la mediator se prezintă de bunăvoie.
Ceea ce înseamnă că între cele două părți există comunicarea. Există comunicarea la momentul prezentării la mediator. Este absolut imposibil ca două părți aflate în conflict, într-un conflict care deja a degenerat, să mai poată veni împreună la mediator să găsească o soluție. Așadar, ponderea celor care vin în fața unui mediator este a celor care încă mai comunică la acel moment, care sunt într-un impas, care vor să-și rezolve conflictul apărut pe calea amiabilă. Se prezintă la mediator, îi spun despre ce este vorba și are loc o primă ședință de informare cu privire la avantajele medierii. Mediatorul este cel care le prezintă ca și soluția alternativă de rezolvare a conflictului, soluția medierii pe care, așa cum spuneam, o îmbrățișez. Și atunci părțile își spun și punctele slabe și punctele tari, ca într-o analiză SWOT, sunt puse pe hârtie, pleacă de la această ședință de informare cu o părere, cu o opinie că ar putea să-și rezolve problema și altfel decât în instanță și dacă înțeleg să continue, se încheie contractul de mediere și încep ședințele efectiv de mediere. Sunt niște ședințe de negociere pură. Cam cât durează această ședință din experiența dumneavoastră? Cât durează un proces de mediere? Depinde de cât de dispuse sunt părțile la compromis, pentru că până la urmă suntem stăpânii propriilor decizii. Părțile sunt cele care decid durata unei medieri, însemnând numărul de ședințe la care se prezintă la mediere. Mediatorul le spune de la început sau își dă seama în momentul în care mergem la mediere ca și la o consiliere, mă gândesc. Exact, din ca și la o consiliere. Aproape, da? Nimeni nu poate spune de la început în câte ședințe se poate termina respectivul conflict. Depinde cât de dispuse sunt părțile să-l rezolve în varianta aceasta, cât de dispuse sunt la negociere, cât de dispuse sunt la a face concesii până la urmă, pentru că acordul de mediere reprezintă un acord de voință, dar este voința celor două părți care consideră că în acea variantă au ajuns la un numitor comun, cu avantaje și dezavantaje în mod egal. Acum mă gândeam la un aspect, să spunem că persoanele respective care merg la o mediere nu au nici cele pregătirea juridică necesară. Nu știu, mă gândeam de exemplu la conflictele de muncă, în care un angajator negociază cu sindicatul, să spunem, anumite situații. Dacă în cadrul acestui acord de negociere, de mediere, se întâmplă să fie niște clauze care contravin codului muncii, asta mi-a venit în minte, ele pot să stea la baza, nu știu, la baza unei hotărâri a instanței sau la baza unui hotărâre a unui notar, să spunem? Aici mă gândeam că ar trebui să fie pregătirea juridică. O gândesc eu așa din afară, fără să știu despre ce este vorba. Ce recomandare le dau celor care ajung în fața unui mediator? Să vină însoțiți. Să vină însoțiți de un avocat care, indiferent de pregătirea lui, se prezumă că este mult mai pregătit decât persoana în cauză. Adică să fie însoțiți de un specialist. Mă prezint la mediator să încerc o mediere a unui conflict de muncă, automat ar fi bine să cer părerea unui specialist în litigii de muncă. Sau în divorțuri, nu știu, am dat un exemplu. Vorbim de litigii, de asemenea în divorțuri. În divorțuri situația este mult mai simplă pentru că părțile știu ce vor și anume să desfacă respectiva căsătorie, iar modalitatea de împărțire a bunurilor o știu mai bine decât oricine pentru că știu fiecare cu ce a contribuit. Că apar mici neînțelegeri, astea pot fi rezolvate. Am discutat acum de situația litigiilor de muncă, să spunem, sau a divorțurilor, partajelor, în fine. Dar putem să vorbim de societăți care la un moment dat sunt într-un impas, apelează la un mediator care nu este de profesie nici jurist, nici avocat, nici, și mă gândesc că pot să încheie niște acorduri care nu sunt legale. Da, sau mă rog, au niște termeni care nu au legat. Și atunci ce fac? Se prezintă în instanță? Cum procedează instanța în aceste condiții? Ar trebui să existe un filtru al instanței. Există? Există. De obicei, instanța pronunță hotărârea de expedient transpunând acest acord de mediere. Când avem litigii între profesioniști, între multinaționale, între firme, se prezumă că acestea au oficiu juridic și că vin la negociere prin reprezentanții lor. Însă poate apărea această situație, cum spuneați, vin prin reprezentantul legal care nu are studii juridice sau care nu știe în ce formă să fie acest acord de mediere astfel încât să fie benefic.
unic. Ar trebui ca instanțele să aibă acest filtru. Notarii îl au, nu pot transpune orice acord de mediere pur și simplu într-un act. De asemenea, instanța, pentru că acel acord de mediere trebuie în primul rând să respecte ordinea publică. Mai departe, unde flagrant, vădit, sunt încălcate anumite principii de drept, instanța filtrează. Am înțeles. Poate un mediator să refuze un caz așa cum se întâmplă, de exemplu, cu un avocat? Da, este profesie liberală și se presupune că fiecare își alege clientela funcție de anumite criterii de el știute. Poate să-l refuze pe criterii subiective, da? Dar și pe criterii obiective. Să presupunem că respectivul mediator ține la o etichetă, este specializat în soluționarea sau în medierea anumitor conflicte și atunci poate refuza un conflict care nu intră în aria sa profesională. Aș vrea să-mi spuneți în încheiere ce sfaturi l-ar da acelor persoane care apelează totuși la mediere, deși înțeleg că această lege a medierii are niște limite. Le recomand să se prezinte la mediator ca să-și evalueze, pentru că practic așa consider, acesta este rolul mediatorului, fiind specialist în comunicare, da? Avocatul este specialist în științe juridice, mediatorul specialist în comunicare, îi sfătuiesc să se prezinte la mediator, să-și evalueze situația conflictuală în care se află și să înțeleagă ce variante optime de soluționare are față de problema apărută. Mai departe, dacă înțelege sau nu să încheie acest conflict printr-un acord de mediere, este bine să ceară părerea unui specialist. Considerați că legea actuală a medierii ar trebui să suporte niște modificări, așa cum ați spus, care limită totuși? Da. Ea a fost preluată, îmbrățișată după forma pe care o găsim, așa cum spuneam, în Europa de Vest și în America. Însă, acolo, legislația este alta, prevederile în ceea ce privește această profesie de mediator sunt cu totul altele și avem specializări. Prin urmare, cred că această lege 192, deși a mai fost modificată de acte normative ulterioare, ar trebui să suporte unele modificări astfel încât medierea să fie o soluție viabilă pentru rezolvarea conflictelor de muncă. Înțeleg că nu este totuși o soluție viabilă, e mai mult așa... N-aș putea spune că este o instituție generică, dar nu și-a dovedit eficiența așa cum este ea la ora actuală. La un moment dat a devenit neconstituțional un articol vis-a-vis de mediere, nu? A devenit neconstituțională prezentarea, obligativitatea prezentării la ședința de informare cu privire la avantajele medierii. Da. S-a considerat că impune un filtru, o barieră acelui a care încearcă îi se impune o barieră față de accesul liber la justiție. Dacă înțeleg să-mi rezolv problema, conflictul direct la justiție, nu-mi pui barieră, nu-mi pui un filtru. Am înțeles, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația în emisiunea noastră și vă aștept într-o emisiune viitoare să discutăm și despre alte probleme. Mulțumesc. Atât pentru astăzi, sunt Loredana Iordache și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune cu și despre resurse umane. Să aveți o seară liniștită, la revedere!